Dragi târgoceni, bună ziua, dragi vânători de munte, ziua dumneavoastră, ziua vânătorilor de munte. Chiar că e pe 3, noi o facem astăzi aici la Târgu Ocna. Vom desfășura un ceremonial militar dedicat zilei dumneavoastră, ziua armei nobile, ce cu mândrie dumneavoastră purtați pe epoleți, așa cum îmi place mie să vă spun, sunteți cavalerii florii de colț, iar dumneavoastră, batalionul 22 Cireșoaia, ce duceți aceste tradiții de 79 de ani, sunteți aici prezenți la Târgu Ocna. Vom desfășura ceremonialul militar religios, o să vină domnul comandant al dumneavoastră, însoțiți de către primarul localității Târgu Ocna, domnul Ștefan Șirochi, va trece în garda de onoare și apoi ne vom desfășura ceremonialul militar religios. După ce vom defila, ne vom deplasa și la cimitirul din Poieni, unde și acolo vom depune gerbe și coroane de flori pentru cei trecuți în eternitate. Așteptăm să începem ceremonialul. Comandantul dumneavoastră, domnul locotenent colonel Vasile Popescu, însoțit de către primarul localității Târgu Ocna, Ștefan Șilochi, vor trece în revistă garda de onoare, vor saluta drapelul de luptă al unității militare. Bună ziua! Să trăiți! Se intonează imnul de stat al țării noastre. Oh,
Invităm la microfon pe primarul localității Târgu Ocna, domnul Ștefan Șirochi. Începem astăzi aici la Târgu Ocna manifestările dedicate zilei vânătorilor de munte. Urăm un călduros bun venit vânătorilor de munte de la unitatea 22 Cireșoaia, din Sfântul Gheorghe, celorlalți invitați și dau cuvântul domnului colonel Timofte pentru a prezenta tot ce se va petrece astăzi aici. Mulțumim, domnule primar! Începem ceremonialul militar religios dedicat zilei vânătorilor de munte. Rugăm... Rugăm pentru serviciul religios pe preotul militar Ioan Cucu, pe părintele Panțăru, Cojocaru, Zăgrei și Dumitru să oficieze slujba de pomenire a eroilor vânători de munte. Preacucernici părinți, vă rugăm! Binecuvintează, Părinte, slavă spinte și cele de opință și de viață fărătoare și nedespărțitei trăimie, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pe tutindere ești și pe toate împlinești, vizierul mântăților și dătătorului de viață, vino și te sărășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfântul numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea dată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime, pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor săi robe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile primite de la dânsul
ci să-i fie bine primită ca tămâia cea bine mirositoare. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre, să împlinească buna dorință și cererile spre mântuirea credincioșilor săi, să ne dăruiască binefaceri nouă în Sfinte Sale Biserici și întregului Său popor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta Sa Biserică, țara aceasta și pe noi toți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, iar pe binecredincioșii creștini, totdeauna să-i întărească prin ocrotirea îngerilor săi în pace, cu sănătate și lungime de zile, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie cea de la Matei citire, slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm amine Tăi. În vremea aceea au ținut sfat farisei care să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor, împreună cu irodienii, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei: ale cezarului. Atunci a zis lor: dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l, s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sunetul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește!
ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra poporului român, asupra oștirii țării, asupra vânătorilor de munte, și cădem înaintea ta ca unui Dumnezeu să aducem doxologie cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile totdeauna pe robii tăi ca un milostiv, împlinește și îndreptează spre binele dorințele noastre ale tuturor, cu stăruință ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Izbăvește biserica ta cea sfântă și țara aceasta de toată răutatea vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți, la armata țării și la tot poporul dăruiește lungime de zile, fără de păcat, sănătate și propășire în toate virtuțile creștinești. Rugămunea tot îndurată, împărate, auzi-ne pe noi și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne! Noi, Dumnezeu, îndrejectorul marginilor pământului și a celor care sunt pe mare departe și milostivii noi, stăpâne, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremuri, ca niște robi nevrednici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost de-a lungul istoriei asupra poporului român, asupra oștirii țării, asupra vânătorilor de munte. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune, și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi, mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii, al iubirii de oameni, care întărește popoarele și ne înalță, înnoiește inimile judecătorilor, Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul, revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău, Duhul nepădării de sine, pe care le-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire, insuflă ostașilor noștri, bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi toți ne învrednicește să spărim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și după asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptători români, din toate timpurile, din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării noastre, în care se preamărește numele tău, și ne vrenicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție, celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru,
Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea cu cerce, Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, ale Sfinților Doctor fără de argint Schir și Ioan, ale Sfântului Cuvios David din Evia, a căror pomenire o să vârșim astăzi, ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, și ale tuturor sfinților români, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Al preasfințitului arhiepiscopului nostru Ioachim, dărește-i, Doamne, sănătate, zile bune, îndelungate, bună sporire dreaptă, propovăduirea cuvântului adevărului Tău, încărmuirea turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii, și îl păzește pe dânsul într-un mulce fericiți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! Binecredinciosului popor român de pretutindeni, cârmuitorilor țării noastre, mai marilor orașelor și satelor, și celei de Hristos iubitoare oaste, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și-i păzește pe dânsii întru mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți-a-ntrăiască! Binecredincioșilor creștini, care sunt de față la această sfântă slujbă, vânătorilor de munte, dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate cu pace, și întru toate bună sporire, și păzește întru mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să cinele Sfinților Părinților noștri, Doamne și Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Fete! Fete, copii! Mulțumim, preacucernici părinți, pentru oficierea slujbei religioase. Îmi revine sarcina de a anunța că la această minunată manifestare dedicată vânătorilor de munte au răspuns invitației domnului primar din Târgu Ocna, domnul senator Viorel Ilie, din partea Consiliului Județean Bacău au răspuns consilierii Vasile Manolache și Gheorghe Belceanu. Vreau să anunț că sunt aici alături de noi primarii din localitățile învecinate, este vorba de domnul primar Baciu Gheorghe Arastănic Moldova, domnul Toma Constantin de la Dărmănești și domnul Vierul Valentin de la Moinești, alături de cine? De domnul general al nostru, domnul doctor Jenică Vasile Apostol și ceilalți invitați care au răspuns astăzi la invitația domnului primar Ștefan Șilochi. Dragi invitați, dragi vânători de munte, vă rog să-mi permiteți să invit la microfon pe comandantul dumneavoastră, pe domnul locotenent colonel Vasile Popescu, pentru a da citire mesajului dedicat zilei vânătorilor de munte. Domnule colonel, vă rugăm!
domnule senator, domnule primar, stimați invitați, dragi locuitori ai orașului, dragi camarazi, dau citire mesajului șefului statului major al apărării cu prilejul zilei vânătorilor de munte. Armata României sărbătorește anual la 3 noiembrie ziua vânătorilor de munte. Cu o tradiție de peste un secol, vânătorii de munte și-au adus contribuția la realizarea tuturor marilor momente ce au marcat istoria contemporană a României. Aduc un călduros salut camaraderesc tuturor vânătorilor de munte de ieri și de astăzi și îmi exprim admirația față de sacrificiile și succesele obținute până în prezent. În primul război mondial, vânătorii de munte și-au demonstrat vitejia și spiritul de sacrificiu la Târgu Ocna, Cireșoaia, Vrânceanu și Oituz. Sângele celor peste 47.000 de vânători de munte care s-au jertfit în cel de-al doilea război mondial a înscris o pagină glorioasă de istorie a acestei greu încercate arme. Să ne înclinăm cu recunoștință în fața memoriei celor căzuți la datorie pe câmpurile de luptă, la datorie ale căror fapte de vitejie vor rămâne veșnic vii în conștiința noastră. Dumnezeu să-i odihnească pe bravii vânători de munte care nu mai sunt acum printre noi. Chiar dacă în timp coordonatele războiului modern au suferit modificări succesive, vânătorii de munte continuă să reprezinte o forță de elită specializată în ducerea acțiunilor de luptă în teren muntos împădurit și în condiții de climă dificile. Astăzi, apărarea țării noastre poate fi concepută doar prin prisma unei abordări colective bazate pe valori comune împreună cu partenerii și aliații noștri. Mediul de securitate actual este definit nu doar prin activități convenționale, ci îndeoseb prin cele neconvenționale de tip hibrid. De aceea, adaptarea la cerințele mediului de securitate și construirea celor mai eficiente opțiuni de răspuns la amenințări este un proces continuu la care trebuie să participăm cu toții. Unitățile și subunitățile de vânători de munte și-au demonstrat profesionalismul în cadrul exercițiilor multinaționale și mai ales pe timpul misiunilor executate în teatrele de operații din Afganistan, Irak și Balcani. Dragi camarazi, ați îndeplinit cu succes toate misiunile pe care țara vi le-a încredințat, atât pe teritoriul național, cât și în afara granițelor țării, și ați demonstrat de fiecare dată că sunteți foarte bine pregătiți, în măsură să executați misiuni de luptă complexe și în medii cu grad ridicat de risc. În contextul amplui proces de transformare și modernizare a Armatei României, dumneavoastră vă revin responsabilități și misiuni extrem de importante, cu implicații și efecte directe în funcționalitatea organismului militar, pentru care este necesar să aveți aceeași dedicare, implicare și pasiune. Fiți mândri că faceți parte dintr-un corp de elită, continuați să demonstrați că sunteți profesioniștii care își execută cu tenacitate, curaj și responsabilitate una din cele mai dificile misiuni. Aveți calități profesionale deosebite și o mare capacitate de adaptare la cerințele de compatibilitate și interoperabilitate cu structurile similare ale NATO, iar modul în care ați răspuns acestor cerințe îmi conferă un sentiment de satisfacție și încredere în potențialul dumneavoastră de a face față cu succes provocărilor viitoare. Vă urez succes în activitatea viitoare și multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. La mulți ani, semnează șeful statului major al apărării, domnul general locotenent Daniel Petrescu. Vă mulțumim, domnule comandant. Am plăcerea să invit la microfon pe domnul senator Vasile Ilie pentru a transmite mesajul Parlamentului Român aici, la ziua vânătorilor de munte. De Fiorel. Da. Onorabili oaspeți, dragi locuitori ai orașului stațiune Târgu Ocna, dragi turiști,
Și în ultimul rând, dar în prima linie, astăzi și întotdeauna, dragi ostași, dragi vânători de munte. Am dorit să transmit acest mesaj dumneavoastră astăzi, ca reprezentanți ai unei instituții cu cea mai mare încredere pe care o acordă poporul român. Sunteți o mândrie a națiunii române, atât în ceea ce faceți aici, în România, cât și ca ambasadori ai noștri în teatrele de operații din străinătate. Vă mulțumesc în numele Parlamentului României, dați-mi voie, pentru tot ceea ce faceți pentru această țară. Doresc să vă urez să vă dea Dumnezeu curaj și vitejie, așa cum frumos au spus și preacucernicii părinți, și cu gândul la înaintașii noștri, cărora le purtăm veșnică recunoștință și respect, dați-mi voie să vă spun să fiți mândri de misiunea pe care o aveți pentru țară, să fiți pe măsura așteptărilor națiunii române și să fiți sănătoși, să vă bucurați de prieteni și de toți cei dragi. La mulți ani, vânătorilor de munte, la mulți ani tuturor ostașilor români. Mulțumim, domnule senator. Despre semnificația zilei de 1 noiembrie, ziua vânătorilor de munte, și un scurt istoric al acestei arme nobile, îl invit la microfon pe domnul general doctor Vasile Genica Apostol, președintele Asociației Naționale a Ofițerilor în Rezervă și Retragere din județul Bacău, ce poartă cu mândrie general Nicolae Șova. Domnule general, vă rugăm. Stimate domnule senator, domnilor primari, onorată asistență, vreau să subliniez faptul că și eu sunt onorat pentru că am fost invitat la această festivitate și mi se oferă posibilitatea să iau cuvântul. Desigur, domnul Timofte a spus să mă refer și la istoria vânătorilor de munte, care este cunoscută și o voi face doar într-o manieră esențializată. Doresc însă să încep prin a spune: bine ați revenit pe plaiul natal, dragi vânători de munte, ai batalionului 22 vânători de munte Cireșoaia, glorioși purtători ai tradițiilor de luptă ale primului batalion de vânători de munte din istoria oștirii române, care s-a născut în toamna anului 1916 la București și care a avut ca destinație ulterioară garnizoana Târgu Neamț. De acolo, într-unul din cele mai grele momente din istoria poporului român, respectiv la sfârșitul lunii iulie 1917, au fost chemați înaintașii dumneavoastră și printr-un marș forțat cu durata de 3 zile, pe jos, au ajuns la Târgu Ocna, la intrarea în acest defileu către Slănic, la poalele munților pe care îi vedem în zare, și au intrat în luptă doar după câteva ore de repaus. Vreau și am spus bine ați revenit pe plaiul natal, pentru că dumneavoastră aici, înaintașii dumneavoastră, au fost botezați. Au primit aici, așa cum se întâmplă ostașilor pe câmpul de luptă, botezul focului. Aici a fost pentru prima dată botezată în focul bătăliei o unitate de vânători de munte care s-a comportat într-o manieră exemplară și care a contribuit decisiv la apărarea porților Moldovei. Și fiindcă vorbim despre acest eveniment, despre această faptă de vitejie, vreau să vă spun că atunci când vânătorii de munte au ajuns în această zonă, în buzunarul fiecărui ostaș inamic existau 2 fluturași cu 2 îndemnuri pentru etape succesive.
Pe unul din, din acești fluturași scria: dacă veți ajunge pe cleștele Carpaților, veți vedea Moldova îngenunchiată. Iar pe cel de-al doilea scria: dacă veți cuceri Carpații, veți petrece sărbătorile de iarnă la Iași, capitala Moldovei, supusă pe vecie. Am vrut să dau conținutul, să redau acest conținut, pentru a ne da seama cât de motivat era inamicul pentru a ajunge în ultima fortăreață a României, care era Moldova, și pe care să o cucerească, urmând să ne desființeze ca stat. Fac o paranteză și vă spun că în unele cancelarii europene, România era văzută ca un stătuleț foarte mic, la gurile Dunării, ca un tampon între Rusia și restul Europei. Asta am vrut să vă spun, ca să știm cam ce ne rezervau cei care erau pe teritoriul românesc. Având în vedere faptul că în această zonă au dus acțiuni de luptă nu numai vânătorii de munte, ci toate armele din compunerea oștirii române, cred că trebuie să folosim acest prilej pentru a ne înclina cu venerație încă o dată în memoria ostașului român din toate timpurile pentru demersul său istoric legendar de apărare a independenței și suveranității țării, a integrității ei teritoriale, a ființei naționale a poporului român și a celorlalte valori fundamentale ale acestuia. Pentru că suntem în perioada centenarului și nu așa cum înțeleg unii că centenarul pentru România a fost numai în anul 1918, vreau doar foarte pe scurt să spun că în anul 1919, după hotărârile istorice de la Chișinău din 27 martie 1918, de la Cernăuți în 28 noiembrie și de la Alba Iulia în 1 decembrie 1918, și să fie clar pentru toți cei care nu mai recunosc acest lucru, acolo doar s-a hotărât unirea celor trei provincii cu țara mamă. Dar cei care au contribuit substanțial la înfăptuirea acestui ideal a fost Armata Română. Și trebuie să spunem că la această dată, în urmă cu 100 de ani, în 1919, Armata Română avea un corp de armată în Basarabia care îi apăra pe frații noștri din Basarabia împotriva trupelor sovietice și celor ucrainene, respectiv împotriva trupelor bolșevice, iar în Cernăuți și mai sus, în toată partea de nord a Bucovinei, era o divizie care apăra populația de acolo, și în Transilvania, Crișana, Banat, Maramureș, era un corp de armată constituit special pentru eliberarea teritoriului național din vechea noastră vatră strămoșească, de pe acest pământ Carpato-Danubiano-Pontico-Nistrean. Acolo era Armata Română în 1919. Sub apărarea Armatei Române s-a trecut treptat la integrarea provinciilor care au solicitat să vină la patria mamă. După primul război mondial, vânătorii de munte s-au redimensionat, s-au restructurat, au fost dotați cu material specific, nu am să fac o istorie a perioadei interbelice, iar despre participarea lor la cel de-al doilea război mondial, am identificat în urmă cu 2-3 ani un document care m-a impresionat până la lacrimi, emis de comandantul unui corp al vânătorilor de munte în campania din Est, pe care de fapt l-am și trecut într-o carte dedicată unei localități din această zonă, și îl rog pe domnul Timofte să prezinte conținutul acestui document care ne va impresiona pe toți. Vă mulțumim, domnule general! Ordin de zi numărul 177 către fruntașul contingent 1934, Mișcă Ion. Și tu, camarade, prin vitejia ta și eroismul tău împotriva dușmanului, l-ai înfrânt, l-ai urmărit și l-ai distrus.
Izbânda corpului vânătorilor de munte a fost măreață. Ea va rămâne ca o lumină pururea strălucitoare peste veacuri, să povestești cu mândrie eroicile lupte de arme săvârșite de tine și de camarazii vânători de munte. Să nu uiți să spui, camarade, că vânătorii corpului de munte s-au războit 5 zile singuri pe un front de 50 de kilometri cu 5 divizii dușmane din cele mai brave, înzestrate cu artilerie multă, cu munți de muniție, cu aviație numeroasă, care au zbârlit zi și noapte deasupra ta numai fier și foc. Să nu uiți, camarade, să arăți că inamicul a atacat ca roiul de albine, zi și noapte, fără răgaz, cu tancuri care s-au dus adânc în spate, fără a te îngrozi, că te-au înconjurat de nenumărate ori, că ai stat neclintit în post, că ai răbdat de foame, de sete și de frig, dar n-ai disperat și n-ai pierdut nădejdea în victorie. Să spui, camarade, că ai făcut ca toți vânătorii de munte zid în jurul șefilor care au stat la post ca stâncele bătute de talazuri. Să spui, camarade, că răniți au suferit ca martiri în tăcere. Să spui cu inima plină că morții au fost răzbunați, că la început singuri, apoi cu trupele germane. Vânătorii de munte au înscris una din paginile cele mai glorioase din istoria războiului contra bolșevicilor. Să nu uiți să spui, camarade, că ți-ai ținut jurământul făcut patriei, regelui și conducătorului țării. Răsplata cea mare pentru tine, camarade, este conștiința datoriei împlinite și mândria de a fi luat parte la cea mai însemnată bătălie a corpului vânătorilor de munte. Să te închini, camarade, pentru frații tăi de arme, căzuți pe câmpurile de bătate. Să-ți aduci aminte de șefii care te-au condus și ți-au asigurat izbânda. Semnează comandantul corpului de munte, general de divizie, Gheorghe Arsănescu. Cred că acest mesaj a ajuns la inimile tuturor, nu numai a noastră, a rezerviștilor și a civililor, dar al dumneavoastră, daci vânători de munte. Ce ar mai fi de spus? Vă cunoaștem foarte bine istoria și tradiția acestui minunat batalion al vânătorilor de munte ce poartă cu mândrie numele Cireșoaia. Știm că s-a aniversat 79 de ani de existență. V-am urmărit activitatea de-a lungul timpului atât cât am putut în teatrele de operații unde ați fost și dumneavoastră, adică înaintașii dumneavoastră au fost acolo. Știm că de rândul noastră 8 și-au dat tributul de sânge în alte locuri decât în România. Aceasta ne mândrește, aceasta ne aduce o satisfacție deosebită pentru ceea ce faceți. Și cum ne place nouă să spunem, v-am spus și la început, sunteți o armă de elită ce purtați cu mândrie pe epolet floarea de colț și frunzulița de brad. Ne mândrim cu dumneavoastră, vânători de munte, noi celelalte arme, vă respectăm și de ziua dumneavoastră cu respect vă dăm onorul și vă spunem din inimă dumneavoastră și familiilor la mulți ani. Am onoarea să vă salut cu respect. Continuăm ceremonialul militar religios, nu înainte de a face o precizare. Anul acesta, noi, cei care suntem la Asociația Națională Cultură Oror, pe data de 12 septembrie, am luat 100 de ani de existență. Cu acea ocazie, noi am emis și o medalie jubilieră la nivel național, pentru care îmi permit acum să mânez aici, la Târgu Ocna, două, și anume primarul localității și comandantului dumneavoastră, batalionului 22, vânător de munte Cireșoaia. Se acordă diploma aniversară domnului primar Ștefan Șilochi, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război, pentru contribuția adusă cinstirii și omagierii eroilor neamului românesc,
care și-au dat viața pentru independența, întregirea și reîntregirea națională. Domnule primar, vă rog să o primiți cu respect. Aceeași medalie și aceeași diplomă o acordăm tânărului dumneavoastră comandant, domnul locotenent colonel Vasile Popescu. La mulți ani, domnule colonel, la mulți ani, vânător de munte! Vă mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul primar al localității dumneavoastră. Astăzi doresc să urez din toată inima vânătorilor de munte un călduros la mulți și fericiți ani. Doresc să urez mult succes domnului comandant, având în vedere că astăzi este prima zi când a preluat această funcție, să-i urez mult succes în activitate și să ne vedem la Târgu Ocna la cât mai multe ediții. Doresc de asemenea să mulțumesc reprezentanților Consiliului Județean, să mulțumesc domnului senator, un prieten al localității noastre, care a lăsat celelalte probleme importante și a dorit să fie astăzi la Târgu Ocna. Doresc să mulțumesc domnului general Apostol, să mulțumesc colegilor primari, domnului primar Vieru Valentin, primarul municipiului Măinești, să mulțumesc din suflet domnului primar Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești, domnului primar Baciu Gheorghiță de la Stănic Moldova, Baciu Gigi. Vă mulțumesc dumneavoastră, reprezentanții instituțiilor de învățământ, al celorlalte instituții din oraș, pentru că astăzi ați venit cu copiii, cu tinerii la această frumoasă festivitate. Mulțumesc cetățenilor orașului Târgu Ocna, care sunt alături de noi astăzi, să mulțumesc turiștilor care sunt aici și doresc să mulțumesc preacucernicilor părinți care tot timpul au fost alături la toate manifestările pe care noi le desfășurăm. Tuturor un călduros la mulți ani cu această ocazie și să ne vedem cu bine și cu alte ocazii. Mulțumesc! Vreau să ofer domnului comandant această enciclopedie a Văii Trotușului. Se urez numai bine și sunteți un prieten al orașului Târgu Ocna. Domnule primar, onorată asistență, această zi minunată este prilejul cel mai bun pentru a sărbători Ziua Vânătorilor de Munte. Dorim prin această zi să aducem un omagiu jertfei vânătorilor de munte și ne bucurăm nespus să revenim pe aceste meleaguri chiar și după aceste 14 ediții neîntrerupte. Vă asigurăm, domnule primar, că vom continua această tradiție rugându-ne la Dumnezeu ca pacea să stăpânească această țară. Vă mulțumim și din partea noastră vă rog să primiți o diplomă de excelență prin care esența, prin câteva cuvinte spuse, că omul prin existența sa este o sărbătoare, un unicat. El nu trebuie să uite acest lucru și să fie semenilor lui și însuși supremul dar, binecuvântare din binecuvântare. Și pentru că în sufletele noastre v-am simțit mereu aproape de noi, vă rugăm să ne permiteți cu ocazia aniversării a 14-a ediție dedicată Zilei Vânătorilor de Munte și să vă adresăm urare de sănătate, prosperitate și împlinirea unui destin unic. La mulți ani! Semnează comandantul batalionului 22 Vânători de Munte, ca reprezentant acestor bravi oșteni. Vă mulțumim!
Iar pentru că nouă ne place să lucrăm cu simboluri, noi vă oferim aceste flori de colț ca semn al continuității vitejiei Vânătorilor de Munte și, așa cum ne place nouă să ne numim, cavaleri ai Florilor de Colț. Mulțumim, domnule comandant, ne continuăm ceremonialul militar religios cu depuneri de gerbe și coroane de flori la monumentul eroilor din spate. O să anunț eu ordinea depunerii coroanelor, muzica militară va intona imnul eroilor și vom depune coroane de flori. Apoi urmează defilarea gărzii de onoare. Gardă! Coroane de flori, din partea Parlamentului României, domnul senator Viorel Ilie. Consilier Manolache Vasile și domnul Belceanu Gheorghe. Și Lochi, domnul primar din Slănic Moldova, Gheorghe Baciu, domnul primar din oraș Dărmănești, Toma Constantin, în municipiul Moinești, domnul primar Vieru Valentin și din partea primăriei Onești, domnul Poncoș Eugen. Vânător de Munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe. De flori, Asociația Națională Cultul Eroilor, Bacău, Târgu Ocna și Onești, împreună cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria Bacău.
Pe bune coroană de flori, Spital Penitenciar Târgu Ocna. Și gerbe s-a terminat. Vom încheia manifestarea de aici din piațetă cu defilarea gărzii de onoare. Domnilor, vă rog să poftiți pentru a primi defilarea gărzii vânătorilor de munte. Pentru încălare! Gărderea dreaptă! Gărderea ite! Thank you.
Odată cu defilarea gărzii de onoare, manifestarea dedicată zilei vânătorilor de munte de aici din piațeta din Târgu Ocna s-a încheiat. În numele primarului și al domnului comandant vă mulțumim că ați fost alături de noi și la această 14-a ediție. Să dea bunul Dumnezeu să ne vedem la anul când vânătorii de munte fac 70 de ani de existență și așa cum au promis, vor fi aici prezenți din nou în piațeță pentru a da onorul celor care au trecut în eternitate. Oficialitățile sunt rugate să se deplaseze alături de noi la cimitirul erorilor din cartierul Poeni pentru a depune și acolo jerbe de flori pentru cei care au trecut în eternitate. Încă o dată vă mulțumim pentru participare. Bătrânul colonel Timofte Paul vă spune cu respect, am onoarea să vă salut. Se intonează imnul de stat al țării noastre. Tuturor luptătorilor români care în primul război mondial au căzut pe aceste meleaguri și șafcă somnul de veci aici în cimitirul din Poeni, Târgu Ocna, vom depune coroane de flori și vom aprinde o candelă și o lacrimă pentru cei care au trecut în eternitate. Ordinea coroanelor va fi imediat pusă de către doamna Luci, dar până atunci trompetul militar va cânta liniștea pentru a auzi și noi cei de azi și înaintașii noștri acea muzică care i-a trecut în eternitate. Vă rog! Thank you.
de Flori, Consiliul Județean Bacău. Coroană de flori, primarul orașului Târgu Ocna. Asociația Națională Cultul Eroilor. Depune coroană de flori Partidul Social Democrat Târgu Ocna. Ceremonialul militar religios aici la cimitirul din Poeni s-a încheiat. Vă mulțumim, domnule comandant, vă mulțumim, dragi vânători de munte, vă mulțumim celor care ați fost astăzi aici alături de noi și am adus un ultim omagiu celor care, cum vă spuneam acum 101-102 ani, au trecut în eternitate pe aceste meleaguri. Încheiem ceremonialul militar de aici, dedicat zilei vânătorilor de munte, cu tradiționale aulare, glorie eternă armatei române, glorie eternă armei vânătorilor de munte. Dumnezeu să ocrotească această armă nobilă, să ne vedem la anul, la cea de-a 70-a aniversare. Cu stimă, am onoarea să vă salut!